În Republica Moldova, unii funcționari obișnuiesc să-și creeze afaceri și să participe la diverse licitații publice pe care ulterior le câștigă. Prin urmare, milioane de lei din bugetul public ajung pe conturile lor și a familiilor acestora, spun experții în achiziții publice. Aceștia consideră că funcțiile demnitarilor le permit să câștige cu ușurință mai multe tendere. Atunci când funcționarii ajung în funcții, deci în funcțiile publice, observăm o creștere a numărului de contracte de achiziții publice câștigate de către firmele în care acești funcționari fie dețin cote părți, fie au deținut cote părți, fie persoanele apropiate sunt proprietari sau coproprietari a acestor firme. Portalul avere.md a realizat un top al demnitarilor cu afaceri care au obținut cei mai mulți bani din valoarea contractelor de achiziții publice. Primul pe listă este actualul șef al Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova. Anatolie Ghelaș a fost numit în funcția de șef al Agenției Relații Funciare în anul 2011. Anterior, începând cu 2009, el a ocupat fotoliul de deputat în Parlament din partea PDM. În prezent, Ghelaș este membru al Consiliului Național Politic al Partidului Democrat din Moldova. Potrivit ultimii declarații de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, în anul 2017, Ghelaș a obținut din salarii un venit de puțin peste 142.000 de lei sau peste 11.000 de lei lunar. În același timp, soția acestuia declară un salariu anual de 130.000 de lei pe care l-a primit în cadrul companiei Lusmecon. În aceeași declarație, Ghelaș a menționat că tot din cadrul Lusmecon, soția lui a primit dividende de peste jumătate de milion de lei. Datele Camerei Înregistrării de Stat ne arată că societatea pe acțiuni Lusmecon a fost creată în anul 1993, iar în prezent este administrată de Alexandru Ghelaș, fiul șefului Agenției Relații Funciare și Cadastru. Titularul pachetului majoritar de acțiuni este soția lui Anatolie Ghelaș, Galina Ghelaș. Potrivit datelor de pe portalul avere.md, în perioada anilor 2011-2017, compania Lusmecon a obținut 52 de contracte de achiziții publice în valoare cumulativă de aproximativ 273 de milioane de lei. În urma acestor tranzacții, familia Ghelaș a obținut dividende de aproximativ 3 milioane de lei. Compania este specializată în construcții, iar de-a lungul anilor a obținut contracte de milioane de lei pentru reparația și reabilitarea drumurilor din toată țara. Observăm că există o anumită corelație directă dintre faptul că el ocupă funcția publică și valoarea achizițiilor. Până în 2013 a fost pozitiv în scădere și din 2016 este iarăși în creștere. Din 2015 aș putea spune chiar. În 2017 vedeți că este practic de 20 de ori mai mult. Deci cu creștere, valoarea este de 20 de ori mai mare decât în 2016. În 2017 valoarea contractelor de achiziții publice a fost 85 de milioane de lei și în 2016 35 milioane de lei. Doar în ultimii 2 ani, Lusmecon a câștigat 10 de licitații, iar cel mai valoros contract pe care compania l-a obținut anul trecut a fost în sumă de 83.206.479 de lei. Licitația publică a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională pentru reparația drumului Clișova-Suhulceni-Leușeni-Verejeni. În acest concurs, potrivit agenției, au fost prezentate 4 oferte, iar câștigător a fost selectat agentul economic care a propus cel mai mic preț, în cazul dat Lusmecon S.A. Cu aproape un an mai târziu, la suma de 83 de milioane s-au mai adăugat încă 2.200.000 de lei. De-a lungul anilor, compania familiei Ghelaș a fost subiectul mai multor investigații. În unele materiale, funcționarul a fost numit ca unul dintre cei mai bogați angajați la stat. În altele, s-a vorbit despre banii publici care ajung în conturile firmelor funcționarilor, printre care și Anatolie Ghelaș. Pentru a obține un comentariu din partea demnitarului, ne-am îndreptat la Agenția de Relații Funciare și Cadastru. Acolo însă, secretara acestuia ne-a spus că el este prea ocupat și nu are timp să ne vorbească. Nu, dar ține-ne mijloce de dumnealui. Eu v-am zis că stă cu documentele și pregătește și așa, adică într-un fel cam deranjat. Experții spun că funcționarii publici sau rudele acestora vor continua să dețină afaceri și să câștige licitații atâta timp cât legea le va permite acest lucru.
el are obligația să include existența unui potențial conflict de interese, însă în care el este, se află într-o funcție publică și firma în care persoana apropiată deține cotă parte câștigă achiziții, contract de achiziții publice organizate de o altă instituție, deci atunci nu există, oficial nu există un conflict de interese.